În perioada 10-12 iulie se desfășoară în incinta stadionului municipal Ion Comșa din Călăraș etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, ediția 2019. La această etapă participă 12 echipaje ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență din 7 județe: Tulcea, Brăila, Ialomița, Galați, Constanța, Buzău și Călăraș. Echipele câștigătoare ale concursurilor profesionale ale pompierilor voluntari vor participa la etapa finală care se va desfășura în județul Prahova pe parcursul lunii august. Pentru începerea activității de deschidere am onoarea să dau cuvântul domnului subprefect al județului Călăraș, domnul Mihai Țăpeștean. În primul rând, concurenții serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență sunt cei care asigură prima intervenție în multe situații limite. Ei acționând atât în cooperare cu serviciile profesionale, dar și individual pentru salvarea vieților și a bunurilor materiale. Cu ambiție, spirit competițional, dar și pe trei, dumneavoastră, cele mai bune echipe din cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, participați la această competiție interjudețeană în care aveți ocazia să demonstrați nivelul de pregătire și capacitatea dumneavoastră de intervenție în situații de urgență, perfecționarea atitudinilor și depinderilor specifice pentru deplinirea acțiunilor de intervenție. Felicitări tuturor pentru acțiunile de până acum și mult succes în continuare! În continuare îmi dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, Vasile Lipții. Bună ziua și bine ai venit în județul Călăraș. Sper că serviciile voluntare și serviciile private ale societăților comerciale să câștige în această competiție. Sper că din această competiție veți câștiga cu toții că se prezent la Călăraș și să aveți multă vacă la final. În continuare, e alături de noi domnul primar al municipiului Călăraș, care îi dau cuvântul domnul Daniel Dăduni. În calitate de primar, numele meu și al Consiliului Local, vă urez bine ați venit în municipiul nostru. Am înțeles că sunteți reprezentanți așa pe județe, civili și privați. Întotdeauna, alături de noi, în administrație, există un sprijin al unităților active. Iar dumneavoastră, alături de ei, demonstrați mult interes, responsabilitate și atunci când este nevoie de dumneavoastră, sunteți alături de ei sau participați sau acționați independent. Acest lucru dovedește loialitate față de comunități, demonstrează responsabilitate și respect. Ceea ce se întâmplă astăzi din municipiul Călăraș dovedește că în cele 7 județe există unități de acțiune care sunt gata oricând să participe la acțiuni de luptă în domeniul dumneavoastră pentru a da sprijin acolo unde este nevoie. Bineînțeles că fiind un concurs, da? Va exista un vingător și învinși. Eu vă felicit pe toți la o altă. Deci felicit pe care de acum că cei care vor câștiga, iar cei care vor fi pe locuri necâștigătoare, să dovedească la următoarele întâlniri pe care le avem la nivelul județului și municipiului, că vin mai bine pregătiți și vor câștiga. Baftă, felicitări și acolo unde sunteți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Alături de noi avem și pe domnul primar al Comunei Grecia, domnul Corbu, alături de echipă participată în concurs, căruia îi adresez rugămintea să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Bine ați venit la Călăraș! Este o ocazie pentru noi, ca și noi, să ținem aceste concursuri. Noi primari, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, apelăm întotdeauna în caz de urgență, prima dată, în primul minut, la dumneavoastră. Dumneavoastră aveți un rol deosebit pentru protecția cetățenilor și să interveniți până când unitățile de bază ale județelor vin în sprijinul nostru. Eu consider că nu este un concurs, consider că este o perfecționare, un antrenament pe care trebuie să-l faceți întotdeauna, iar aici, acest antrenament va arăta la diferențe foarte mici care sunt cei mai buni astăzi. Asta nu înseamnă că dacă pierdeți, să fiți dezamăgiți.
Eu vă doresc să participați cu încredere, să căutați tot să ieșiți pe primul loc și să stați mereu alături de noi. Vă urez baftă! În continuare, la cuvântul domnului inspector șef al Inspectoratului pentru Stații de Urgență 42 a Prefecturii Călăraș, domnul Adrian Iulia Pădurar. Domnule subprefect, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul primar Călăraș, domnul primar al domnului Grănișteni, stimați invitați, dragi colegi, dragi competitori. Astăzi, în Spectorul Județean cu Stații de Urgență, în colaborare cu Consiliul Județean, organizăm desfășurarea competiției profesionale a serviciilor voluntare și private cu Stații de Urgență, faza interjudețeană. Alături, în competiție, au venit, așa cum spun, reprezentanți ai serviciilor voluntare și private din 7 județe din zona limitrofă județului Călăraș. Avem deosebită plăcere și onoare să organizăm această competiție. Vă mulțumim tuturor pentru dăruirea și implicarea de zi cu zi în activitățile pe care serviciile profesioniste pentru Stații de Urgență le desfășoară în cadrul național și al județelor din care dumneavoastră veniți. Sunteți realmente un sprijin pentru noi la multitudinea de misiuni și activități pe care le avem. Sperăm ca exemplul dumneavoastră să fie preluat și de celelalte unități administrative teritoriale sau servicii sau operatori economici. Vă urez o dată bun venit în județul nostru. Vă urez să aveți o competiție plină de fair play, fără că știm ce înseamnă orice competiție sportivă sau profesională, fără să avem probleme la accidentări. Iar cei mai buni să câștige și să vină din zona noastră de competență, să vină de la faza națională care va urma, să vină tot cu locul întâi. Domnule subprefect, domnule președinte, domnilor primari, cu această ocazie vreau să-mi permite să declar deschisă competiția profesională a serviciilor voluntare și private pentru Stații de Urgență și să vă urez un succes multă baftă în această competiție. Hai, 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 Matei! Până sus, te rog!